Salut! Vom rezolva un exercițiu asemănător cu exercițiul numărul 4 de la bacalaureat. Condiția acestei probleme este aflați media geometrică a numerelor A și B. Media geometrică a două numere este radical din A, B. În cele ce urmează trebuie să calculăm A, să calculăm B și să înlocuim în acea expresie, astfel vom calcula media geometrică. Să calculăm A. În loc de 27 voi scrie 3 la puterea a 3-a. În loc de 9 voi scrie logaritm în baza 3 la a 2-a, întrucât 9 este 3 la puterea a 2-a, iar pe 64, până ce, îl voi lăsa așa neschimbat. Este cunoscut faptul că de la bază, numărul din față, numărul de la putere vine în față sub formă de împărțire. 3 împărțit la 2. Vom obține 3 logaritm în baza 3, iar aici va fi 3 supra lui 2. Acest 3 și acest 2. Iar 64 îl scriem așa cum este. Egal. 3. Voi scrie logaritm în baza 3, iar pe 64 nu îl lăs aici de sine stătător, dar 3 doimi vine la putere 64 la puterea 3 doimi. Egal. Aceasta este identitatea logaritmică fundamentală și voi scrie răspunsul 64 la puterea 3 doimi. Egal. Voi scrie deja aici egal. 64 este 8 la puterea a 2-a, totul la puterea 3 doimi. Egal. 2 ori 3, 6. 6 pe 2 este 3. Sau simplu, 2 supra lui 2 este 1. Rămâne 8 la puterea a 3-a. Este egal cu 512. Vom obține aici radical din 512 înmulțit cu, calculăm acum, B. Cum îl calculăm pe B? Aici vom utiliza formula de schimbare de bază. Și anume, acest logaritm este logaritm în baza e. Voi schimba totul în baza 2. Obținem logaritm în baza 2 din 2 supra lui logaritm în baza 2 din e. Înmulțit logaritm în baza 2 din 3 supra lui logaritm în baza 2 din 2. Înmulțit. Deși aici se putea de lăsat tot așa identic, dar vreau să vedem că această proprietate se aplică pentru orice logaritmi. Obținem aici logaritm în baza 2 din e, supra lui logaritm în baza 2 din 3. Ușor se observă că logaritm în baza 2 cu logaritm în baza 2 se simplifică, logaritm în baza 2 din 3 cu logaritm în baza 2 din 3 aici se simplifică și logaritm în baza 2 din e cu logaritm în baza 2 din e se simplifică. Obținem 1. Scriem 1 egal. Ținem cont că acesta este 8 la puterea 3-a, adică voi scrie 8 la 2-a mulțit cu 8. De sub radical iese doar 8 și rămâne sub radical 8. Răspuns 8 radical din 8. Așa se rezolvă acest fel de exerciții.